Un accident de circulație a avut loc joi după amiază în municipiul Zalău. În timp ce conducea autoturismul, o femeie din localitatea Marca nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. În după amiaza zilei de joi, 7 aprilie, în jurul orei 13, o femeie de 39 de ani din Marca, în timp ce conducea autoturismul pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, în același sens de mers condus de un zălăuan de 38 de ani. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în urma impactului, pasagera de pe locul din dreapta față în autoturismul condus de zălăuan a fost rănită ușor. Victima a fost transportată la spital pentru investigații. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.